Bine de tot, băi, bine de tot, măi, de la Creative Monkeys aici. Foarte, foarte, foarte mișto. Ia să vedem ce a zis voi de piesa asta. Blană, Blanao, ce ai făcut, mă? Foarte bine, ia. Sună bine scrisă Blanao și la video edit nu mai găsești așa ceva în România. Bă, așa e, ce să zic, oamenii ăștia se pricep. Așa că am zis să discutăm direct cu ei la propriu. Așa că, doamnă și doamnă, vi-l prezint pe Codin Pop! Salut! Hello, mă auzi? Ne auzim, 2-10, 2-10, probă. Super bine, super bine. În primul rând, felicitări pentru o piesă, domnule. Mulțumim, mulțumim mult, apreciem aprecierea. N-am ce să zic, mă bucur, cât am luat, gata, ne-am calificat, mergem mai departe, da, mergeți, în aveți, semifinale. Aveți 3 de da, mergeți, aveți golden buzz, golden buzz. Vrem în echipa ta, Panduțu, te rog foarte frumos. Yes. Stai așa să-mi întorc scaunul. Cum e cu piesa asta? Că întâi ați lansat-o într-un episod, pe urmă de unde ați făcut alt clip, i-ați luat și pe bazuca. Da, noi aveam ideea să colaborăm cu ei de mai mult timp. Acum s-a lipit, cumva s-a potrivit, pentru că făcusem un episod din Roboți ca un freestyle, care a fost Tracăciula la începutul anului, care se termina cu replica asta cu BEM, care era un fel de invitație deschisă, și am zis că o să continuăm cu o altă piesă și mi s-a părut un moment perfect să ne apucăm de colaborarea asta la care ne tot gândeam de foarte mult timp și se lipea cumva și tematic cu bazuca și am zis, bun, asta e, am vorbit cu băieții, i-am întrebat, au fost de acord și de acolo încolo, mă rog, am setat o dată la care să fie toată lumea disponibilă. Ramos s-a ocupat de tot ce ține de partea de producție, adică o să avem și un fel de behind the scenes la un moment dat, poate asta pe stream, pentru cine e interesat. Și adică partea de producție însemnând, nu știu, green screen, lumini, partea de studio, cum ar veni, da? Amplasarea la tot ce a trebuit pus la punct ca să putem filma. Și apoi au venit băieții, cred că am filmat o zi jumate, două zile, și după aia 3 luni jumate de edit și gata. 3 luni. Păi asta mă gândeam, numai cât v-a luat să editați. Unu, să faceți piesa, că ce e greu, până la urmă e greu să faci și piesa, dar și mai greu la voi a fost să faceți tot nebunia asta de clip. La piesă cumva am avut noroc că am lucrat cu Nerub pe partea de beat și lucrasem cu el și la Tracăciula și cumva nu a fost foarte... N-am depus foarte multă muncă de, nu știu, să ajungem cumva pe aceeași lungime. Adică i-am explicat cam ce vrem, dar el venind dintr-un background în care oricum produce pentru hip-hop de o grămadă de vreme, nu știu, înțeles. Atât că el cumva, el e un pic mai melancolico, depresiv, reflectiv în muzică. Nu, ne trebuia ceva mai upbeat, mai vesel. Și am ajuns până la urmă și tot cu el am ajuns și la partea de rock pe refren. Că noi chant-ul aveam, adică ideea piesei asta cu Back cu mine dintr-un episod vechi din Roboți în care e o replică de Alușto, asta cu Back cu mine, avut de foarte mult timp să o transformăm în piesă și aveam chant-ul ăla de pe refren, știam că așa trebuie să fie. Numai a fost destul de dificil să găsim o modalitate eficientă prin care să facem refrenul să fie un pic mai upbeat, un pic să spargă, să rupă cumva piesa, că era deja destul de dinamică. Și până la urmă, dintr-o glumă, cumva, am ajuns la partea de rock, am zis, bă, extraordinar, foarte bine, nu știm de ce, am ascultat, și Ramo, eram like, mă, e bine, n-are cum să fie altfel. Și după aia am mai tras încă o dată, exact pentru partea asta de rock și gata, am împachetat și am livrat. Foarte fain, foarte fain. Și trebuie să te anunț că piesa este disponibilă și în playlist-ul released de pe YouTube Music. Nu știu cine o fi pus acolo, cum s-a întâmplat, nu... Probabil n-au. Algoritmul, da, a văzut că e o piesă care prinde bine și...
Bă, mulțumim mult. Da, și Trancăciula a fost, prins, să știi. Chiar a prins și bine și pe YouTube Music. Ne bucurăm mai mult, cum să zic, ne bucurăm că fără să fie, cum am zis și cum am zis și Ramo, cum o să parafrazez, fără să fie manea, fără să conțină, nu știu, decolte și camel toe și flexuri. Și fără să conțină, exact, ceva flex de asta penibil de copii sau, nu știu, trapperi, op, ajuns în trending. Ceea ce e ciudat, which is good. Dar e ciudat într-un sens pozitiv. Cel puțin pentru, bineînțeles, pentru noi și pentru publicul care înțelege ce facem și în ghilimele de unde venim. E imposibil să placă tuturor și ar fi și groaznic dacă... Dacă place tuturor, ai greșit ceva. Ceva nu ce e bine, da, exact. Da, you stand for nothing. Adică dacă toată lumea te înghite, ești apă, ești nimic. Trebuie să fii tărie. Să nu te înghită toată lumea. Da, foarte, foarte fain ce faceți voi acolo. Mulțumim. Eu sunt fan de mic, de la primul episod de roboți și așa să vezi așa cum ați evoluat și voi și noi pe lângă voi și recent m-am subscribuit acolo la voi la Twitch, chiar dacă nu mă uit foarte des. Că am zis, bă, trebuie să dau și eu cumva ceva înapoi, știi? Atâția ani mi-au dat oamenii ăștia conținut super mișto, Moca, primii mei pași în Premiere Pro cu tutorialele alea făcute de voi acum mulți ani. Acolo le-am învățat și am zis, bă, măcar așa e modul meu de a susține cât de cât ce faceți și am văzut că merge bine pe Twitch, e șmecherie acolo. Mulțumim foarte mult, da, bine, acum Twitch facem de 6 ani, statistic vorbind suntem cel mai urmărit stream de pe Twitch, dar nu, numerele ne interesează foarte mult comunitatea care s-a strâns în jurul proiectului în general și în special în jurul Twitch-ului. Cumva sunt oameni cu care am avut și ocazia să ne întâlnim, așa că ne-am întâlnit și cu tine, dar ne-am întâlnit la diverse evenimente, adică de la, nu știu, diverse BLP-uri, la Comic-Con, la Bucharest Gaming Week, la oameni cu care efectiv ne-am întâlnit, am trecut cu ei din online în IRL și am văzut că sunt oameni extraordinari. Nu știu, ne place și felicitări și ție pentru inițiativa de a te apuca de Twitch și de streaming. Am like, zis, right back at you. Să-mi fac și o emisiune de radio. Tot asta cu radio m-a pasionat de foarte multă vreme și ăsta e primul meu pas așa către radio, dacă să ajung vreodată la vreun radio. Până ajung la vreun radio, bă, pot să-mi fac eu emisiunea mea. Și o fac foarte pe bine. Twitch până mă dă jos DM asta cu drepturile rotate. DMCA-ul, da, it's good practice. Păi oricum, nu știu acum în ce situație Twitch-ul, dar chiar știi că ți-am și scris că e o problemă cu drepturile. Sper că ei să înțeleagă oricum, dar de asta emisiunile de genul ăsta și review-urile, reacțiile, chestiile care au ca background tematică muzicală, sunt destul de iffy acum, e dificil. Atâta cumva, timp cât nu mi opresc stream-ul în timp ce fac asta, nu mă interesează. Știi? Pe urmă eu știu. Să-ți verifici mail-ul, să vezi să nu ai niște atenționări. Momentan n-am avut, doar îmi puneau pe mute. Da, probabil ăla e primul pas. O să dăm noi primul strike atunci ca să fie... Da. Aprecie. Băi, chiar m-aș bucura primul strike să fie de la... Ferească Dumnezeu, nu? Ia, stai așa, uite, că am niște întrebări aici de la Mihnea. V-ați gândit să faceți un album pe viitor? Sau asta e mai mult așa de fun? Mă, acum, cred că album în... Asta tot așa dintr-o discuție la care am ajuns cu Ramul la aceeași concluzie că album cumva în 2020 e un pic perimată noțiunea, în sensul în care care e diferența între să scoți un album sau să faci release-uri periodice de câte o piesă? Atât că îl scoți tot odată sau dacă ai cumva o singură temă centrală. Păi asta, să ai un concept, atunci merită să scoți album. Da, exact. Dar am văzut că foarte multă lume nu face asta. Foarte multă lume scoate albume numai pentru că așa e obișnuită cumva de pe vremea în care aveai și pe ce să-l imprimi, adică pe un disc sau pe ceva de genul ăsta. Astăzi... Oi, mi-aș cumpăra un vinil cu Becu Mina. Acum nu știu cum să zic, să-l pun așa pe vinil. Probabil, un disc de ceară pentru Patefon. Da, ne-am gândit, adică răspunsul e afirmativ. Ne-am gândit să facem ceva, ne-am gândit să facem ceva cu Iobag și Ninja Ramo, pentru că
și pe Căcat Gros, unde foarte, cu foarte mari dificultăți am convins-o pe Ramos să cânte pe refrenul ăla, dar ea vrea și are o voce extraordinară atunci când o pune în aplicare și s-ar putea să mai facem, s-ar putea să mai avem genul ăsta de proiecte, adică în zona muzicală și cu alte colaborări. Și acolo ne-am gândit la, mă rog, mai multe nume, mai mulți dintre prietenii noștri cu care am discutat cumva și vis-a-vis de piesa asta și de la care am cerut feedback, cel puțin pentru partea cu Iobago, adică, nu știu, Omognom, Psihotrop, Vapor de la Basca, nu știu, și alte colaborări posibile ar mai fi Funk B, Maca, cine știe, n-am discutat cu ei cu toți, dar știm câțiva cu care ne înțelegem și cu care am putea cu siguranță să facem ceva frumos. Why not? Până la urmă nu vă oprește nimeni. Da, și acum e momentul în care să mă iau de voi, că în piftel ați zis că pe acel gras îl cheamă Alin și eu nu sunt gras. Nu este ok. Dar nu știu dacă erai tu, știi? Adică era alt Alin. Cine se simte? Nu, era un Alin generalist, așa era. Alinare. Am zis că asta cu piftel este noul Sweet Kiss Alin, adică piesa aia mi-a distrus copilăria, acum această piesă îmi distruge adolescența. Bă, asta a fost așa, asta e o piesă, cum să zic, mai era cineva, nu știu, am văzut un comentariu la un moment dat, care a fost așa foarte, ca o, statea de sec, a fost ca o lovitură în plex, așa, asta a fost reacția, că era... Bea cu mine, dar pe când un citește cu mine? Bă, a trecut pe lângă tine toată piesa. Câteodată trebuie să te deconectezi. Trebuie să mai existe și, efectiv, muzică pentru momentul ăla în care chiar aia vrei să se întâmple. Hai, bea cu mine. Hai să lăsăm un pic grijile, problemele, pandemia, stresul și tot în ghilimele și cu licență poetică să ne simtem bine împreună, știi? Urmează să lansați o piesă pentru yoga și pentru meditație. Da, pentru yoga tantrică și alinierea chakrelor și să... Da, nu, aia nu. Dar alte piese cu siguranță o să mai vină. Nu știm când exact, că nu există un orizont de timp anume, dar poate vrem s-ar putea să lucrăm și cu alți producători, adică un producător un producător cu care cu siguranță o să lucrăm e Quick. Ok. Dar cine știe. Deci faceți Creative Monkeys Gang, am înțeles. nu cred că o să mergem în zona aia niciodată, dar probabil o să fie tot ceva, tot hip-hop, dar cumva combinat cu lucruri. Adică dacă ar fi să avem o direcție pentru partea de instrumental, trebuie să fie ceva jazzy, cu multe sample-uri din zona aia, de jazz, de electro-swing, aia ne place și în rest, și poate combinat cu ceva hardcoreală, exact cum a fost asta, cu ceva new metal sau în zona aia. Bine, eu zic că se și potrivește cu Iobag stilul ăsta, știi? Adică nu l-aș vedea cântând operă sau mai zice. Deși. Odată în viață. Uite și Techeș aici, să nu-l uitați pe Techeș să faceți colaborare. Salutăm Toplița Gang-ul. Toplița Gang-ul. Uite, v-ați creat deja un stil pe hip-hop, părerea mea, zice Nazef. Da. Nu știu acum, dacă e destul de puțin material scos cât să constituie bazele pentru un stil, dar încercăm, cum să zic, nu suntem... cântăreți în exact, sensul exact. Și asta e, nu o zic nici ca pe, că nici ceva rău, nici ceva bine. E o observație complet neutră. Sunt foarte mulți cântăreți care își irosesc cumva timpul, cred, și sunt alții care nu cântă ca meserie de bază sau carieră, dar o fac mai bine atunci când o fac din joacă. Deci, care cum, noi nu suntem cântăreți. Eu am cântat foarte de mult, adică am început ca MC când a început și Gnom, cumva, cam așa, numai n-am mai continuat în zona aia, nu m-a părăsit niciodată, dar nu am activat, să zic, deci
Asta se leagă de întrebarea lui unchiu Tony aici, care zice, care e istoria ta cu hip-hop-ul, domnul Codrin? S-au mai zis legătura lui Iobag cu hip-hop-ul. Codin fără R. Codin, scuze. Codrin nici... Da, Codrin e o confuzie. Da, e o confuzie care se întâmplă frecvent. Păi m-am cântat, adică în Cluj am activat în mai multe proiecte. Logos e unul dintre ele. Nu o să găsiți absolut niciodată nimic, că nu mai există niciunde pe internet, dar am activat. Aveam și ceva nume de scenă, DVK, DVK, nume de MC. Nu știu de ce era ăsta, da. În fine, de mult, foarte mult. Vorbim de 2002. Deci vorbim de în antichitate, în Cretacic. În Cretacicul muzicii. Și al internetului. Și al internetului, exact, da. Păi erau, nu știu, erau niște site-uri din astea, un fel de bloguri de hip-hop. Era Hip-Hop Arena și, nu mai știu, erau câteva site-uri unde se strângea lumea care avea treabă cu hip-hop-ul și știu că la un moment dat a fost un sondaj pe unul dintre site-urile astea, era un poll cu care va fi cel mai bun MC din România în următorii 4 ani. Și până aproape de final am fost tot neck and neck cu Gnome. Eram tot poziția 1, 2, 1, 2, 1, 2. Și când a venit Gnome în Cluj, a fost un concert mal transilvan. A fost un fel de gathering din asta de MC. A venit mai multă lume din țară. A venit și nu știu, Anexa 1 din Dej. Tot felul de oameni din hip-hop. Dogmatic, tot din Cluj. Și a venit și Gnome cu Raparta la momentul respectiv, dacă bine țin minte. Și asta a fost întrebarea, bă, care e ăla DVK, nu știu ce. Și atunci ne-am intersectat pentru prima dată și ne-am înțeles bine. După aia am uitat complet unul de celălalt. Da, și ne-am reconectat mulți ani după. La un moment dat i-am cerut noi pentru o emisiune pe care o făceam pentru Miez, i-am cerut să fac o recomandare de cărți sau ceva de genul. Și am reluat legătura și atunci ne-am cumva am reaprins prietenia și ne înțelegem foarte bine în prezent. Foarte tare, foarte tare. Și așa, muzica hip-hop, de ce asculți? Ce ascult? Da. Bă, nu știu, ascultăm o grămadă de lucruri. Adică nu suntem cumva prizonierii unui singur gen. Ascultăm muzică diversă din tot felul de zone. Nu știu ce exemple aș putea să-ți dau, pentru că de la foarte multă lume ascultăm puțin de la mulți. Gen, ascultăm de la The Antwoord, la Prof, la... Nu știu, zim ce... Zim din ce zonă vrei și îți găsesc ceva, caut într-un istoric și îți găsesc o piesă. Ascultăm și tot felul de ruși dubioși pe care n-aș ști să ți-i pronunț pentru că numele le-i scris în geometrie și nu știu cum le zice de fapt. Le zice tortellini, tot felul de spaghete și simboluri. Nu le descifrez, dar sună foarte bine. Sună interesant. Da, deci... Și pe alea le ascultați, presupun că pentru versuri, că vă regăsiți în ele. Da, clar. Clar ne regăsim în versurile rușilor. Nu, dar au rușii, știi ce au? Rușii au estetică extraordinară pe partea de clipuri, că și asta contează pentru noi, cumva, ca sursă de inspirație. Și așa ascultăm destul de multă muzică, urmărind ce se scoate, numai ca să fim cumva la curent cu zona video, știi? Da. Să vedem, bă... Și polonezii sunt super tripați acum pe hip-hop, pe trepăreala asta care ești pe la noi. Polonezii îmi plac fierți, gen cârnațul polonez, e foarte bun cu muștar, polonezii sunt extraordinari. Îi lași 5 minute, știi cum? Uf. Nu știu, n-am prea ascultat. Am auzit ceva trap, cred că brazilian, care era fain, dar n-aș ști din nou să-ți dau nume. Oare ce am ascultat acum cel mai recent? Trebuie să caut, vezi dacă mă faci să caut. Ești chiar curios, deci acum deja e o curiozitate morbidă. Dar nu știu care a fost ultima piesă pe care am ascultat-o. Oare nu mi-apare undeva? Ar trebui să fie ceva istoric din ăsta dubios. Și am mai ascultat moldoveni, Magnat și Feoctist. Foarte interesant, dar bineînțeles tot extraordinar de underground, nu e ceva care a ieșit vreodată la lumina zilei așa puternic, dar am ascultat, I don't know, avem un playlist
făcut de unul dintre moderatorii de pe Twitch, pentru că înainte să fie toată treaba cu DMCA, eu ne începeam fiecare stream cu o piesă. Da, știu, am văzut. Și practic în playlist-ul ăla se găsesc, o să vezi acolo cam cât de variată e, cred că Creative Monkeys playlist. Da, dacă la o căutare pe YouTube Creative Monkeys playlist apare absolut tot, îți vreo 573 de piese sau wow. Entry-uri în playlist, poate că unele se repetă, dar tot felul, sper să nu înceapă acum automat, nu. Uite, sper să nu înceapă, că îmi dau ăștia strike. Cam. Da. De la 4G, la Basca, la coloana sonoră de la Hotline Miami, la, nu știu, Zale, Subcarpați, Basta, să văd dacă este și din ceva alt gen. Max Mool, care e un DJ interesant. I don't know. Tot felul. La un cover rusesc de Rammstein, pe care vi-l recomand, Los Colorados, Du Hast. Extraordinar. Să-l caut, poate îl punem în seara asta aici la oameni. Da, e suficient de stupid. Domnule, îți foarte, foarte mulțumesc aici că ai acceptat invitația. Plăcerea a fost din partea mea. Și felicitări încă o dată pentru piesa asta, pentru nebunia asta, pentru că e cumva în afara ariei voastre, dar cumva am aflat astăzi că nu e chiar atât de în afara ariei voastre. Suntem așa tangențial, ne apropiem, o vedem de pe geam. Adică de la animații și jocuri și video production, mai e loc și un pic de muzică. Sigur. Și e bine. Este și mulțumim mult. Mulțumim de invitație și apreciere. Da, urmează să fac raid la voi după... Te așteptăm cu drag și interes. 13 oameni o să vină la voi acolo. Da, excelent. Voi faceți în aproape în fiecare seară, nu? 6 zile pe săptămână, 6 zile. Da. 6 din 7. Deci de 6 ani. De 6 ani. Deci eu m-am abonat acum 3 luni pe un rerun și eram supărat așa, bă, am dat și eu subscribe acolo și n-au zis și oamenii ăștia nimic de mine. Urma, luna trecută, tot așa am intrat, mi-am dat seama că era rerun și mi-apare de la anniversary, nu știu ce. Hai să scriu ceva, nu știu ce. Pac, nu știu ce. Și îmi scriu unul. Bă, vezi că e rerun, degeaba intre, că nu se răspunde. Și eram, Trebuie să prinzi live-ul, ăla e esențial. Da. Dar oricum, mi-ați răspuns și la întrebări, am văzut acolo. Oricum, e super haos la voi acolo, pe chat este nebunie. Bă, încercăm să... Știi cum în timp se adună și foarte multe întrebări recurente și, în general, la multe dintre ele am mai răspuns. Dar de fiecare dată când e o discuție ceva mai adâncă și unde avem un schimb ăsta de opinii, în care intervine și Ramu cu un unghi de a privi problema și eu și continuăm, acolo se vede forța comunității, că oamenii se ajută, vin cu sfaturi, cu sugestii, cu... Da, este bine. Exact. Lătăcămă. Lătăcămă, aici. Sifrun, I was searching for copper in Twitch and I found gold. Hey, let's go. Da, domnule, mulțumesc încă o dată, spor la treabă și... Cea mai mare plăcere, mulțumim la fel. Începeți acum și voi pe Twitch. Eu termin în jumătate de oră, că mă mut pe Instagram, că am live și pe Instagram. Spor. Facem aici conținut, ce să facem. Spor maxim. Mulțumesc și să ne revedem cu curând. Ciao, mister. Bun. Și acesta a fost Codin Pop, nu Codrin, de la Creative Monkeys. Sper că v-a plăcut surpriza mea pe care v-am pregătit-o astăzi. Să ascultați B cu mine, featuring Bazooka, pe YouTube Music și pe YouTube și pe unde vreți voi. Recomand pe YouTube că să vedeți și clipul, că s-a muncit foarte mult la el și e foarte, foarte...